Endomip, îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical în domeniul endocrinologiei pentru prevenirea maladiilor cu impact populațional. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020. Acest material este realizat cu finanțare din proiectul Endomip, îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical pentru prevenirea maladiilor cu impact populațional, cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul Endomip a fost inițiat de către Institutul Național de Endocrinologie CEI Parhon, având ca manager de proiect pe doamna conferențiar dr. Adina Ghemigian. În cadrul acestui proiect au beneficiat de cursuri peste 250 de medici specialiști endocrinologi, precum și alte specialități care fac parte din echipa medicală care îngrijește pacientul cu afecțiune endocrină, respectiv cardiologi, ginecologi, dermatologi, pediatri, chirurgi, medici de familie. Partener în cadrul proiectului Endomip a fost Asociația Partnet, care a realizat cursuri și academii de vară pentru peste 700 de asistenți medicali care fac parte din aceeași echipă medicală. Tot în cadrul acestui proiect s-au mai realizat stagii clinice, conferințe naționale și workshop-uri cu schimb de bune practici cu experți internaționali. Pentru echipa medicală care îngrijește pacienții cu afecțiuni endocrine, s-a realizat un ghid de bune practici, iar în mod special pentru endocrinologi, un compendiu. Toate aceste materiale au fost realizate de către experți din cadrul Institutului Național de Endocrinologie CEI Parhon, sub îndrumarea doamnei conferențiar dr. Diana Loreta Păun, în calitate de coordonator științific. Pe lângă această activitate de informare a întregului personal medical, s-au realizat și 3 standarde ocupaționale care vor sprijini echipa medicală în activitatea curentă, degrevând personalul medical specializat de activitățile administrative, respectiv recepționer medical, transcriptor medical și asistent coordonator programe naționale boli netransmisibile. Bună ziua! Astăzi am plăcerea și onoarea să vă prezint un expert special din partea Institutului Național de Endocrinologie CEI Parhon, care a fost alături de acest proiect încă de la generarea lui. Este vorba de doamna conferențiar dr. Diana Păun. Doamna conferențiar, bună ziua! Bună ziua! Doamna conferențiar a fost managerul acestui institut peste 9 ani de zile. Are experiență nu numai în domeniul endocrinologiei, și în cadrul institutului a lucrat aproape 20 de ani și mai bine. Este expertul nostru care a fost și coordonator științific realizând în cadrul proiectului Endomip ghidul de bune practici dedicat membrilor echipei care diagnostichează, monitorizează și tratează pacienții cu afecțiuni endocrine, precum și compendiu dedicat endocrinologilor. Toate conferințele și cursurile au fost cele pe care dânsa le-a coordonat din punct de vedere științific, iar astăzi avem plăcerea de a discuta o altă temă în cadrul acestor tutoriale dezvoltate prin proiectul Endomip. Doamna conferențiar, astăzi este o temă foarte interesantă pe care colegii noștri, cei care au participat la workshop-uri, seminarii, au identificat-o ca fiind o necesitate de dezvoltat în cadrul acestor tutoriale. Astăzi discutăm despre poliendocrinopatie autoimune sau sindromele poliglandurale, un subiect foarte interesant pe care vă rugăm să-l dezvoltați. Da, într-adevăr, poliendocrinopatiile autoimune reprezintă un subiect de actualitate pentru că, așa cum știți, autoimunitatea în condițiile stresului și ale societății moderne în care trăim, care ne supune diverselor biciuiri ale sistemului imun,
generează o serie de boli endocrine care se pot asocia. Se pot asocia între ele, este vorba de boli tiroidiene autoimune, boala Addison, insuficiențele gonadice, hipoparatiroidismul, constituind ceea ce noi numim polienendocrinopatii autoimune, sau se pot asocia cu alte afecțiuni autoimune sistemice și ele foarte frecvente, de la vitiligo și alopecie până la boli mai severe, cum este lupusul eritematos sau sclerodermia, poliartrita reumatoidă, psoriazisul și așa mai departe. Pentru a caracteriza în general sindromele polienendocrine autoimune, trebuie să avem în vedere că patogenia este autoimună. Deci se produc o serie de autoanticorpi pe care unor îi putem detecta, alteori nu, care distrug țesutul nobil endocrin, iar glanda, normal, va funcționa deficitar și va secreta puțin hormon. Sindromele poliglandulare autoimune se caracterizează prin trei elemente importante. În primul rând, instalarea este insidioasă, simptomele apar treptat, motiv pentru care diagnosticul câteodată este destul de dificil de pus. În al doilea rând, există acești autoanticorpi care circulă prin sânge și care pot fi detectați de cele mai multe ori. Și în al treilea rând, există un infiltrat limfocitar în țesuturi care generează în timp, pe lângă producție de anticorp, destrucții și insuficiențe multiple ale glandelor endocrine. Ce au particular fiecare dintre ele, ca să le luăm așa, sistematic? Clasic se descriu două mari sindrome poliendocrinopate, respectiv sindromul de tip 1 și de tip 2, o clasificare ușoară. Astăzi însă, diverși autori au descris și alte asocieri care au permis extinderea paletei. Dar preferăm să le învățăm așa cum le-au descris inițial autorii, și sindromul poliendocrin autoimun de tip 1 asociază practic trei afecțiuni importante, nu numai din punct de vedere endocrin, o să vedem. Este vorba de insuficiența corticosuprarenală cronică sau boala Addison, hipoparatiroidism, adică insuficiența paratiroidiană, și candidoza cutaneomucoasă. De fapt, acest sindrom are și un acronim, se numește APCED, ceea ce înseamnă asociere de mai multe afecțiuni endocrine autoimune cu candidoză și distrofie endodermală. Din punct de vedere al acestei asocieri, cea mai severă manifestare este, bineînțeles, boala Addison, pentru că, așa cum știm, corticosuprarenala este o glandă esențială pentru supraviețuire. Iar insuficiența corticosuprarenală are, în cazul de compensări, risc vital, criza addisoniană fiind o criză mortală, dacă noi nu intervenim de urgență pentru salvarea vieții pacientului. Ca să recunoaștem cu ușurință boala Addison, doar amintesc colegilor endocrinologi și nu numai că există o pentadă simptomatică, respectiv melanodermia sau pigmentarea cutanată, dar și mucoasă. Interesant este faptul că dacă apare și vitiligo în cadrul patogenii autoimune, pielea e pătată, precum pantera. În al doilea rând apare astenie fizică și psihică marcată, apoi hipotensiune arterială care predispune la amețeli, tulburări de echilibru, apar de asemenea tulburări digestive de la greață și vărsături, la diaree, constipație, alternativ, dureri abdominale, și pacientul scade în greutate. Deci este un pacient slab, astenic, hipotensiv, care oricând se poate decompensa, motiv pentru care noi trebuie să diagnosticăm corect și rapid această afecțiune.
În principiu, pentru a pune diagnosticul de sindrom poliendocrin de tip 1, autoimun, este necesar să avem două din cele trei manifestări, respectiv candidoză, Addison sau hipoparatiroidism, sau o manifestare la o rudă a unui pacient deja diagnosticat cu SPA1. Aceasta înseamnă că această afecțiune are o transmitere genetică dovedită și, într-adevăr, este vorba de o transmitere autosomal recesivă a unor mutații înregistrate într-o genă care a fost deja descrisă și caracterizată, se numește autoimmune regulator sau gena AIRE, la care s-au descris până la ora actuală mai bine de 100 de mutații. Deci, dacă noi avem argumente suficiente pentru a diagnostica acest sindrom la un pacient, analiza genetică devine obligatorie și este destul de ușor de făcut în laboratoarele de specialitate. Sindromul mai are însă și alte componente. Pacientul mai poate dezvolta insuficiență tiroidiană, insuficiență gonadică, diabet zahara de tip 1, dintre bolile endocrine, și de asemenea mai poate dezvolta anemie pernicioasă, cum vă spuneam, vitiligo, hepatită autoimună sau sindrome de malabsorpție datorită afectării autoimune a celulelor enterocromafine digestive. Există și cazuri mai severe în care pacientul are asplenism și poate dezvolta un fenomen de imunodeficiență severă care îi poate pune în pericol viața, de unde necesitatea diagnosticului cât mai rapidă a sindromului. Și în cadrul afectării ectodermale, a distrofiei de care vă spuneam, pot apărea o serie de marcări ale bolii, cum ar fi hipoplazia smalțului dentar, cu pete pe unghii și, în general, o keratopatie care se manifestă diferit de manifestările hipoparatiroidismului. Deci o afecțiune complexă și ușor de diagnosticat dacă cunoști asocierile respective. Sindromul poliglandular autoimun de tip 2 este mai cunoscut, ne este cunoscut nouă endocrinologilor sub denumirea de sindrom Schmidt, pentru că a fost descris de acest autor în anul 1926 și asociază diabetul zaharat de tip 1 cu boala tiroidiană autoimună și insuficiența corticosuprarenală cronică primară, adică boala Addison. Când vorbim de boală tiroidiană autoimună, ne referim la un spectru, de fapt, de boli autoimune, de la boala Bazetov la tiroidita cronică autoimună Hashimoto. Genetica acestui sindrom este diferită de cea a sindromului poliglandular autoimun de tip 1. Nu mai e vorba de genaire, e vorba de complexul major de histocompatibilitate, deja recunoscut având un rol important în apariția bolilor autoimune în general și a bolilor autoimune endocrine în mod special. În principiu, transmiterea este autosomal dominantă, dar cu penetranță variabilă, cele mai frecvente HLA-uri implicate fiind HLA-ul DR3, 4, 8 sau 5. În principiu, sindromul poliglandular autoimun de tip 2 asociază, pe lângă triada clasică, diabet, boală tiroidiană autoimună și boală Addison și alte afecțiuni. Cu o frecvență mai mare apar insuficiența gonadică, insuficiența tiroidiană de care am spus și diabetul, dar pot apărea de asemenea vitiligo, anemie pernicioasă, care și este destul de frecventă în acest context, dermatita herpetiformă și boala celiacă, iarăși foarte la modă, dacă e permis să mă exprim așa. Cu o frecvență mai mică pot apărea alopecia, care este foarte supărătoare, este acea alopecie în monedă, care e un marker important și ea de autoimunitate.
De asemenea, trombocitopenia idiopatică, autoimună, poate face parte din spectrul bolii și foarte rar se înregistrează o altă boală autoimună cu care noi endocrinologii ne întâlnim, este vorba de hipofizita limfocitară, care duce în timp la insuficiență hipofizară, o afecțiune redutabilă în care pacientul, bineînțeles, trebuie să își asigure o substituție pe toate liniile hormonale. Deci, așa cum vedem, atât poliendocrinopatiile de tip 1, cât și cele de tip 2, pe lângă baza genetică, care deja este cunoscută, implică o serie de precauții din partea endocrinologilor, în primul rând pentru diagnostic, dar și pentru a avea o atitudine terapeutică corespunzătoare. De ce este important să știm că există aceste asocieri? Cred că, tocmai ce spuneam ceva mai devreme, este important pentru noi ca practicieni să recunoaștem rapid posibilele asocieri. Și acest lucru este valabil nu numai pentru endocrinologi, pentru toți medicii interniști. Abordarea unui pacient trebuie făcută întotdeauna integrat, holistic, pentru că acolo unde există o afectare endocrină, e posibil să existe și o afectare imună, de tip autoimun, așa cum am văzut, și o afectare digestivă, și o afectare cutanată, și o afectare hematologică. Aceste patologii se pot potența, se pot agrava și, ca atare, pe lângă faptul că noi putem să facem o predicție corectă pe baza unei analize genetice, astăzi analiza genetică devenind în multe centre rutină, noi putem modifica istoria naturală a bolii, luând toate precauțiile din vreme și permițând diagnostice rapide, corecte și deci evoluții prognostice predictibile pentru pacienții noștri. De asemenea, intervenția terapeutică trebuie efectuată din vreme, pentru că, așa cum vă spuneam și ceva mai devreme, vis-a-vis de criza addisoniană, o intervenție terapeutică promptă și corectă este salvatoare de viață. Mulțumesc! Vă mulțumim! Endomip, îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical în domeniul endocrinologiei pentru prevenirea maladiilor cu impact populațional. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.